foarte mare gălăgie, nene, altă locație nu am găsit decât asta aici. Ceva parcare tot din aia, știi? De femeia are ceva probleme acolo, habar n-am. Mă opresc aici, mai este o parcare acolo, dincolo. Eu am treabă, nene, ăștia-s cu treaba lor, eu cu treaba mea, aici fiecare cu treaba lui. Mie să-mi iasă nene omleta asta aici. I-am lăsat un pic să fie mai crocanți, așa, știi? Bă, dar parcă ar mai merge un ou, mă, nu? Bă, nu chiar. Nu mi-e foarte foame, știi? Mă las așa că e suficient. Era unii cu un Audi, m-au studiat un pic. Bine că am putut să găsesc un pic de umbră aici, nene, că a început să încălzească treaba. Fii atent! Erau șervețelele astea, trei șervețele, erau împrăștiate pe aici, știi? Le-am strâns și le-am pus acolo, frate, să nu cumva să vină direct cu ăștia și să zică că le-am aruncat eu pe aici, știi? Nu vreau probleme, Vasile, vreau omletă.
Te prinde mirarea, frate, că zice, a, e român, mă, știi? La fel cum procedează probabil și cu polonezii și cu toți. Că și ăștia sticăloși, deși niciodată nu n-am avut tangențe cu ei. Dar tind să cred că sunt acolo, cum sunt nemțelui, sunt și ăștia. Dar ce chestii au făcut ei acolo? Au adus pe troiul ăsta, au făcut o băncuță, foarte fain arată. Încolo este ceva pășune. Am văzut ceva vaci acolo. Sunt ceva camioane aici, sunt două camioane de Ungaria, am văzut. Ia uite, ceva ce zboară, ce dracu este? A, cioară. Din asta avem și noi, dacă le erau roz, băgam una în buzunar. Aici este, mai în toate parcările o să găsești chestii din astea de... Un fel de, îți fac un sandwich, o cafea, un suc, știi? Chestii din astea. E închis azi, că e duminică. Fac eu o omletă și o pun acolo, la tarabă. Cât e? 40 de euro. Păi din România, făcute eco, bio. No, e suficient, Vasile. E ok. Să sting asta. No, vreau să strâng asta iarăși, o să las asta un pic să se răcească, după care butelia o să o pun acolo la locul ei. Și mă duc acolo pe bancă să mânc. Gata, nene, s-a pregătit să mânc, l-ai să crezi. Știi care e chestia? A început să-mi plac aici, nene. Cred că aș putea să mă obișnuiesc, ci că n-ai voie cu câini. City, n-ai să crezi, Georgel, farurile on. Bern, Basel, Luzern. N-ai să crezi, nene, cât de indicatoare, bă, băiatule, păi cum să te pierzi? N-ai cum să te pierzi. Ausfahrt. Trebuie să mă duc din coace. Să nu incomodăm pe oameni ăștia. Așa. Hop, hop. Mamă, tot felul de chestii, nene. Ia uite-l pe ăla cu avionul, e ceva aeroport aici. Cred că în dreapta, vreau să salut pe omul ăsta, servus. Ratasem, dar am făcut cam din scurt stânga. Și m-a lăsat omul să intru. Știi cum e, că și la noi este tot la fel, cel puțin mi-ar plăcea să cred că este tot la fel. Pentru că dacă vezi că
apare alt număr pe mașină și vezi că nu este din țară, zici, bă, frate, omul e rătăcit, nu prea știe. Ai văzut că se mai întâmplă de foarte multe ori tu la tine acasă să nu știi pe unde Dumnezeu trebuie să mergi și e mai jenant. Mamă, iară camere peste tot. Bă, frate, e plin de camere, uite și aici. Camere peste camere. Știu unde au plecat pe păduleț. La o plimbare. A, știi ce am mai văzut iarăși? Am văzut prin pădure pe acolo călare, erau, făceau călărie, știi? Serios, mă, pe cal. A, ce frumos a fi acolo. Este ora 13 și 4 minute, nu fii atent câte blocuri au făcut ăștia acolo. Ce ai făcut, Vasile? Armageddon. Mamă, sper că nu o să fie ceva coloană pe aici. Bușon din ăla. A, ba da, mă, deja este ștau, se anunță ștau. A pus-o la 80. E un 6,5 km trebuie să ies afară. Știi ce nu-mi plac? Uite, parcările astea de la ei nu-mi plac. N-au niciun pic de umbră. Și sunt așa, super mega expuse. Nu pe mine, vreau de două ori. No, hopa, ciupas. Coco, ciupas. Position imprecise. Searching for satellites. Caută tu sateliții până nu mai poți, că aici e treabă serioasă. No, și cât de mare o fi circul ăsta? Ce n-aș pa să aude? Pelicano! Dar pe noi nu e bai, că este vreme de așteptat. Dar pe eu m-am așteptat ce-am mai face. Nu pot să pornesc maps-ul aici, clar. Văd că mulți, o parte din ei se duc pe acolo. Stai să mă uit un pic pe GPS. Meniu, traseu, privire. Aici vreau să mă uit. Hai, Valentin, că intră ăștia aici toți. No, dă-i pace. Se fac două benzi mai încolo. Uite ce rulătoare asta. A, mai sunt și lucrări. Păi probabil că de asta. Să mărim un pic pasul, zic. Să ne aștepte oamenii ăștia. Tunelus. Uite, mă, că mai vin și de acolo. Da, păi că bine ar fi, nene. A, vezi, mă, printr-unul singur. Sau sunt, câte sunt? Trei, de fapt. Una, două, trei. Eu m-am gândit că au pus pe un singur tunel și... în ambele sensuri, știi? Auci.
No, hai, în tunel, ce să zic. ...159, interesantă și alfa asta. Cubrist! Cubrist! What is going on, cubrist? Ia uiți, unde e? Cred că e mai în față ăla. Searching for satellites. Caută-l pe satelitul. Vezi, au ieșiri din asta, nene, în caz de se întâmplă ceva. Să ai pe unde ieși, uite, sunt și porți din asta SOS. E foarte nasol în tunel, știi? Mai ales dacă, Doamne ferește, un incendiu ceva. De asta... Și sunt, probabil că ai observat deasupra, sunt niște, cum să le numesc, ventilatoare. Care au rolul de a plimba aerul, ca să zic așa. Și de a elimina noxele. Am văzut un tunel foarte fain, am văzut în Italia. Nu știu, era un tunel foarte lung și ăla lung. Și ce mi-a plăcut la tunelul ăla era că am văzut că și aici sunt, dar scrie foarte mic. Nu știu dacă s-a pus să vezi. Vezi, e foarte mic și scria cât mai este înainte, cât mai este înapoi. Cam la ce distanță este SOS-ul, la ce distanță este ieșirea. Foarte fain făcut tunelul ăla, mi-a plăcut. Bă, dar știi ce îmi place foarte mult? Că au indicatoare, nene. Deci chestia asta o iubesc, e grozav. Și dacă te uiți atent pe sus, frate, toate LED-urile alea, toate neoanele alea ce or fi, toate funcționează. Bă, măcar unul să nu meargă, nici de cum. Toate merg, mă, nene. Sunt aprinse. Veiningen, 500 de metri. Dar îmi zice că în 1,6 facem și noi spre dreapta. No, hai că ieșim la lumină. Mamă, tu îți dai seama câta săpătură aici, bă, băiatule? Mamă, și încă n-or gătat, că mai au treabă. E ok. În 400, mai încolo. Bern, Basel, Diecticion. Mamă, ce rulot are ăsta! Fai, s-o porți stăpânos, s-o stăpânești sănătos. De madres, dios, ușor aici, Vasile. Că suntem cam mulți pe metru pătrat, probabil. A, ăla cu rulota n-a știut ce are de făcut. De asta am greunat un pic situația. A, am scăpat, m-am crezut că trebuie să stau acolo, că o fi ștau. Dar n-a fost. Treaba-i bună, domn Romeo! Ia uite, uite-l pe ăla ce mașină are, stai așa să-l ajung. Stai, nene, mai încet, fițar jucăria să-ți fie. Na, că s-a dus. Faină treabă. Pe 500 de metri se îngroașă gluma.
am pus semnal, era omul ăsta cu BMW-ul, a văzut, s-a dat la o parte și s-a dus. Nene, îmi place ordinea asta, care de fapt nu este o ordine scrisă, dacă vrei. Este pentru că așa trebuie să fie și așa este normal, știi? Foarte fain, mi-a plăcut. De asta îmi place foarte mult să merg aici pe autostradă, mai puțin poate că în Italia, pentru că și în Italia, din punctul meu de vedere, se circulă destul de haotic. E aproximat un fel de România. Pentru că toată lumea știe, nene, ce are de făcut. Deci acolo în Italia, dacă vrei să intri și te bazezi că ăla se dă la o parte, nu prea. Pentru că nu o să se dea. Chiar dacă are loc și nici nu o să cetinească, pentru că pur și simplu nu vrea el. X, 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 Lutz.